Mulțumim Bibliotecii Chirileanu pentru găzduirea acestei expoziții, care grupează o parte din lucrările premiante la concursul internațional de arte vizuale Aurel Băieșu, care a avut loc în anul 2014, 2015 și 2016. Și organizatorii au gândit să îmbine partea de artă populară exprimată de artiștii profesioniști cu un concurs de arte vizuale care a avut loc în județul Neamț și care a grupat școlile din județul Neamț în principal. Deci, în exteriorul galeriei se pot vedea pe geam expuse lucrările elevilor, cele mai reprezentative. Ele au fost mai multe, dar cele mai reprezentative au fost pe geamul exterior expuse. Iar pe partea dreaptă, în generosul spațiu oferit de Biblioteca Victor Brauner, am grupat lucrările a 15 artiști participanți la concursul Băieșu. Lucrări care exprimă, bineînțeles, viziunea artiștilor din Moldova mai ales, viziunea artiștilor care încearcă să preia linia, pata de culoare și tot ceea ce înseamnă limbajul artistic vizual și să-l transpună într-o viziune modernă. Scopul acestui concurs este în principal să facă publicitate la oamenii de cultură din județul Neamț și la cei care au fost mai reprezentativi. Îl amintesc aici pe Victor Brauner, Aurel Băieșu, Clement Pompiliu, dar și să reprezinte un atanor unde tinerile talente să poată debuta. Deci, în acest sens, ținta acestui concurs este premiul pentru debut, care anul acesta a fost luat de sculptorul Dinu Focșăneanu, din Piatra Neamț. Lucrările lui pot fi, sunt expuse în vitrina generosului spațiu oferit de bibliotecă. Acum, alături de Dinu Focșăneanu, mai este prezent un pictor care a trăit 20 de ani în Italia, e vorba de Nicolae Trifan, apoi este vorba de Elena Ispas, pictor din Piatra Neamț și profesoară la școala numărul 2, care este și managera proiectului, a concursului județean numit Schițe pentru Arta Populară. Și în ultimul rând, l-aș aminti aici pe pictorul Gheorghe Crenganiș, care a obținut premiul pentru pictură Iulia Hălăucescu în acest an. Lucrările lui sunt expuse pe peretele din partea dreaptă. Are un triptic foarte interesant, inspirat din munca lui la biserică. Și eu sunt mulțumit că am reușit să-l fac să iasă cumva din tipicul iconografiei ortodoxe și să transpună până la urmă munca sa și experiența sa în cea de biserici într-o pictură modernă. Că până la urmă asta e ținta. Sigur, cele 10 biserici, 20 cât ori fi, au importanța lor, dar nu din punct de vedere artistic. Și cele din urmă, el s-a ambiționat și a dat lovitura. Și când am văzut lucrarea lui, a zis: mă, Dorine, asta e din nota 10. După 10 ani, lucrarea a fost expusă la Bruxelles în cadrul unor expoziții numite Tradiție și Modernitate. Deci după 10 ani a participat la acest concurs Aurel Băieșu și a câștigat premiul de pictură.
un premiu dat de 9 membri ai jurului, majoritatea profesori universitari. Adică am fost mulțumit, nu că i-am pus o pilă, că mi s-a confirmat intuiția. Și că el a acceptat până la urmă ideea că până la urmă nu banii, nu numărul bisericilor te fac celebre, ci opera de artă. Dacă ai reușit să ai curajul să exprimi ceva dincolo de manieră, să-i spunem. El avem pe, apoi pe Vasile Trăistariu, aici de față, care a venit la această expoziție ca de fiecare dată cu un număr impresionant de lucrări, 45 de lucrări, toate cu aceeași tematică. Și care a ales, ales să facă doar pictură. Deci el trăiește și experimentează viața de pictor. Nu este ușoară, pentru că nu are beneficiu ca mine sau ca alții care au un venit fix, dar eu îl felicit pentru alegerea făcută, că așa a făcut și Van Gogh până la urmă. Poate nu se numește Van Gogh dacă el nu lua decizia să devină pictor. Și a fost greu. Sigur că nu se vinde. Când vii cu ceva nou pe piață, nu ești tu singur. Cert este că astăzi Olanda, dacă nu l-ar avea pe Van Gogh, nu ar avea muzeul Van Gogh, nu ar avea publicitate, nu ar avea milioane de vizitatori. Deci fără acel sacrificiu făcut de Van Gogh în urmă cu câteva sute de ani, poate Olanda de astăzi nu ar fi ceea ce... Sigur. E, sigur că dincolo, dincolo de asta mai putem spune că statul reacționează întotdeauna cu întârziere și de obicei după ce s-a confirmat valoarea. Știți cum? Adică omul suferă, mă rog, se chinuie și după ce moare și e uitat, vine și statul. Vai, dar ce artist important! Mai ales dacă a fost evidențiat în străinătate sau știu eu în cercurile suspuse. Dar până la urmă, între societatea noastră și și ceea ce fac artiștii, este un veșnic dialog în care avem nevoie unii de alții și până la urmă așa e lumea și ca lumea suntem noi. Îl mai pot aminti și pe pictorul Popei, care a luat la ediția 3-a concursului un premiu, care a venit cu 3 piese de înaltă factură artistică, în care își etalează clasa de pictor. Amintim și pe Eleonora Dragomir, care vine cu o întreagă suită de lucrări, care exprimă activitatea în principal cu elevii și cu mai ales cu partea muzicală. Trebuie să amintim aici faptul că Elena Dragomir, prin Asociația Ascetis, se ocupă de tinerile valori și are 2 copii de excepție, coordonați de dumnea ei, care au fost prezenți la multe manifestări și ne-au făcut cinste. O avem aici pe Corina Mareș Dănilă, care a obținut premiul în 2015 la artă decorativă. Mai avem pe pictorul din Pașcani, care a participat la ediția 3-a, Constantin Gâlceavă, pe Trăistariu Silvia, pe Elena Georgeta Crăcană și subsemnatul, care vin și eu cu un ciclu de lucrări numite Tăierea copacilor din Piatra Neamț. Mă refer la castani. Fiecare cu ce simte și cu ce-l doare. Important este că din aceste căutări în care atât copiii cât și artiștii și-au depus străduința, a ieșit această manifestare care grupează, așa cum am spus, un întreg arsenal de, și un întreg potențial de valori. Acum aș vorbi câteva lucruri despre
intențiile asociației și acestui concurs, care mi se pare important. Anume că concursul vrea să evidențieze nu atât valorile. Deci noi vrem cumva să îmbinăm prin asociația, de-aia avem 3 de ala asociație, să îmbinăm activitatea artiștilor naivi cu activitatea amatorilor și cu activitatea profesioniștilor, că nu se poate unii fără alții. Plecând de la ideea că, și constatarea că sunt prea diferențiate ele, adică artiștii trăiesc în turnul de fil, deci artiștii naivi, începători, sunt considerați mai prostuți, ceea ce nu-i deloc adevărat, că până la urmă toți trecem prin faza de naiv, amator și profesionist. Unii se străduiesc mai mult, alții mai puțin, dar întotdeauna e vorba și de un context, adică, sigur, o moștenire culturală, o moștenire financiară, un noroc de a avea un sponsor, dar întotdeauna când apar rezultate sau când cineva, să spunem că intră în clasa maestrilor, nu este el singur. E un șir întreg de profesori și de contexte favorabil care contribuie la ridicarea acelui copil. De aia noi insistăm pe valorile orașului, pe cei care au structurat viața culturală a județului nostru și vrem să dăm distincții. Cum ar fi pentru fotografie, este distincția Adolf Chevalier, un fotograf care ne-a făcut cinste, nu? Și care este cetățean de onoare al municipiului Piatra Neamț. Apoi Iulia Hălăucescu, care este bine cunoscută prin activitatea ei. Apoi Mihail Sorin Găidău, care a fost un mare grafician. Are o carte extraordinară, 25 de activitate de caricatură politică. Deci nu e numai caricatură pur și simplu, ci e o caricatură cu mesaj. Apoi mai avem sculptorul Clement Pompiliu, care eu îl consider foarte important. El a întemeiat învățământul artistic nemțean. Este puțin uitat. Și intenția asociației este să îl readuc în prim plan, pentru că este vechea școală a sculpturii românești. Profesorul lui a fost Ion Jare. Și el a fost primul student care a intrat cu 10 și a terminat cu 10. Sigur că era de o modestie rară. Sigur că atunci când a murit, puțin au pus umărul la... Dar el a creat cea mai bună pleiadă de elevi care sunt acum împânziți în toată lumea. Aș numi-o aici pe Atena Simionescu, care este rectorul actual al Academiei George Enescu din Iași, grafician de excepție, care a avut nu demult o expoziție la Muzeul de Artă, pe Vasile Soponariu, mare sculptor și artist în București, pe Fleissig, care este un mare sculptor în străinătate, în Franța, și în ultimul rând, pe subsemnatul. Adică eu am fost tot elev de-a lui. Alături de Viorel Găidău, fratele lui Mihail Sorin Găidău, care acum este mare designer în București, director la o firmă de mobilă și se ocupă de lucrări importante. Sigur că sunt numai câțiva, chiar și, să-i spunem, Ioan Onisei a fost elev, primul președinte al Consiliului Județean, a fost elev al soților Pompiliu, în clasele 5-8, deci a făcut școala de artă. Pe vremea aia era o școală, să-i spunem, importantă și în țară existau doar 6 licee de artă. Moldova avea doar Bacău, Iașu și cu Galați. Apoi mai era Clujul, Timișoara și București. Și școlile de artă generau elevi pentru aceste licee de artă. Și de-aia zic că sculptorul Pompiliu și-a făcut cu prisosință datoria. Soția lui era și ea, se ocupa de partea teoretică, e vorba de Safta Pompiliu, care
preda istoria artei, preda desenul proiectiv, era o școală în toată legea. Am învățat poate mai multe de la ei decât am învățat de la liceul de artă. Adică ei au pus bazele istoria artei, desenului proiectiv, a desenului, cum era 5-8, e foarte important să te învețe lucrurile corecte, legate de măsură, de poziție, de dispunerea în pagină. Deci, asta ar fi... Și mai nou, acum avem... Vrem să dăm o distincție pentru un mare artist eșean, Val Gheorghiu, care a decedat de curând și care a fost considerat de mulți în Iași cel mai bun cronicar de artă. Făcea cele mai la obiect cronici de artă. Acum ar putea fi o întrebare, de ce Val Gheorghiu și nu alții? Critici sunt mai mulți. Val Gheorghiu a scris doar cronici despre pictori pe care i-a iubit. Și eu am avut două expoziții la Iași, una i-a plăcut, a făcut o cronică, a doua nu i-a plăcut, nu a scris. Ăsta era Val Gheorghiu. Deci ori te plăcea, ori nu scria. Și am rămas surprins că am asistat la mormântarea lui la Iași, am rămas surprins să văd că marii artiști ai Iașului îl considerau un fel de Tonița al nostru și cu Tonița a scris și a pictat, doar că spuneau că Val Gheorghiu a scris mai bine. Deci încondeia și se folosea de text mult mai bine. Deci, având în vedere acest fapt, deci, concursul nostru are ca rol să îi evidențieze pe acești oameni care credem noi că au făcut cinste culturii românești. În rest, urmează ca din această expoziție să punem bazele unui album metodic și o parte din munca depusă de copii va fi preluată de asociația Crainou. În sensul că noi am făcut cu copiii măștile, iar Crainou le va pune în material. A câștigat un proiect la Consiliul Județean și vor lucra cu copii din diferite regiuni ale județului și vor efectua efectiv aceste lucruri din material în cadrul unor cercuri de pictură. Și ideea noastră este ca să creăm acest efect multiplicator, adică nu considerăm necesar ca să existe proiecte care mor, ci important e un proiect care trece prin mai multe asociații și care preia bagajul de la o altă asociație și o duce mai departe. De aceea ce ne dorim noi este să lucrăm și să creăm un cadru prin care secțiunea de aur, acum ce este secțiunea, acel raport pe care nimeni nu știu mai bine să-l pună în practică din meșterii populari, e vorba de un raport pe care noi l-am numit măsura sacră. Măsura sacră pe care Brâncuș a știut să o preia de la strămoși și l-a transplantat-o în spațiul, parizian. Și acum dacă cineva ar avea obiecții la perenitatea artei populare românești, aș zice că e prea târziu. Că deja Brâncuș a implementat arta populară românească în peisajul culturii contemporane. De câte ori mă duc la Paris și este o mare expoziție cu noutate de artă contemporană, la care participă mai mulți artiști, Brâncuș este mereu prezent într-un punct central al expoziției. Chiar coloana lui este în miniatură expusă la centrul Georges Pompidou. Având în vedere această moștenire, eu cred că arta populară are încă multe de spus, are multe de spus și multe de descoperit și de arătat străinătății. Acestea fiind zise, l-am aici pe pictorul Trăistariu,
care, cum v-am spus, că a exprimat cu putere și cu devotament acest subiect al folclorului. Și îl rugăm să ne spună câteva cuvinte. Eu l-aș întreba care a fost motivația lui prin care el a făcut atâtea lucrări. E o muncă uriașă, de câțiva ani, cred că. Vă rog. Lucrările prezentate aici sunt, reprezintă un ciclu de lucrări la care lucrez, lucrez de 6 luni. Am dorit să reprezint câteva de momentele importante din viața țăranului român. Și toate activitățile țăranului român care reprezintă obiceiurile și tradițiile poporului nostru și cum ar fi munca la câmp, la tors, cu fuiorul, țărăcuțele, când l-a păscut în scene, la horă, deci după ce se sau chiar odihnă la câmp. Deci toate aceste momente ale țăranului român formează sufletul poporului nostru. Vă mulțumim și acum să-i dăm cuvântul și Gabrielei, care a fost evidențiată cu premiul nominalizare pentru artă fotografică la ediția din 2016. Și a avut o lucrare de fotografie absolut fascinantă. E vorba, a prins imaginea unei lebede în plin soare. Trebuie să ai intuiție, secțiunea de aur în tine, să poți colabora cu aparatul să-ți iasă așa o poză. Și ea este și poetă, are o mare contribuție în cadrul Asociației Centrul Regional de Educație Estetică, prin lucrări, prin cărți, prin... și dacă ar întreba cineva ce am făcut noi la asociație, uitați, avem prima carte cu șurub din România. O lucrare a unei actrițe. Nu e singura, dar care a debutat la noi. Am ajutat-o la galeria Dava 77 să-și lanseze carte. Uitați, aici șurubul, mă rog, se poate desface cu piuliță și se dă pagină cu pagină. Acum nu intru în detalii de ce a ales autoarea această formulă. Noi am agreat-o. Apoi, o lucrare a unei fetițe din Paris, făcută de ea de la A la Z, de 6 ani, care este aici. Lucrarea, să-i spunem, unui autor din Germania, preot, și scriitor, Iubire ascunsă. A debutat tot la noi ca scriitor la Galeria Dava 77. Și bineînțeles lucrările Gabrielei, lucrări de poezie și nu numai, de eseistică. Și o rugăm și pe ea să ne spună câteva cuvinte. Bună ziua! Sunt luată prin surprindere să vorbesc astăzi în fața dumneavoastră, dar mă bucur.
știu ce aș putea să abordez ca temele pe care le-am asimilat în lucrările mele sunt vaste. N-aș insista pe fotografie, chiar dacă în cadrul concursului Aurel Băieșu am fost nominalizată pentru fotografie. Consider că mai am multe de învățat în domeniu. Aș vrea să spun câteva cuvinte legate de tradițiile populare românești. Mă caracterizează foarte mult, le studiez de foarte mulți ani și de 2 ani și jumătate am ales să lucrez Apropo de secțiunea de aur de care vorbea domnul Cuciureanu mai devreme, care se regăsește în tot ceea ce creează un artist, e adevărat că țăranul român a știut să transpună pe portul său popular exact această treime de aur și mă refer aici la mâneca unei ii, care are o adevărată istorie, este modul de prezentare al identității poporului român. Și când spunem că avem haine de firmă, noi avem hainele cele mai frumoase ale firmei de a fi patriot, a firmei de a fi român la propriu, din toată inima și din tot sufletul. Treimea de aur o regăsim pretutindeni și în natură și pe ceea ce țăranul român a știut să transmită de-a lungul veacurilor. Spuneți, domnul profesor, dacă vreți să vă mai întrebați ceva. Da, e foarte bine. Trebuie spus și că Gabriela este managera unui cerc de țesut care are loc la Biblioteca de Artă. Nu m-aș cataloga, nu m-aș erija în calitate de manager. Este un proiect de colaborare și voluntariat inițiat de Maria Tamaș. Dar inițiat de voi, nu? Maria Tamaș și subsemnata. Așa. Ce? Și ne oferim cunoștințele, a învăța pe oricine și vreau să vă zic, să învățăm lucru manual. Avem copii de la 7 ani și, Doamne, până la 80. Deci marja de vârstă pe care o acoperim este foarte mare și nu mică mi-este surprinderea să observ că la orice vârstă omul își poate găsi un pic de timp să facă ceea ce sufletul îi spune, că este mai frumos și mai pur. E vorba de a continua tradiția meșteșugurilor tradiționale românești și intenția noastră este să creăm un album metodic care să preia extraordinara contribuție pe care a adus-o doamna Elena Ibrian, dar și, și doamna Florescu, care este un doctor în etnografie, cel mai competent om în domeniu. Și ideea e să preluăm informațiile strânse deja în 6 cărți despre folclorul nemțean și să le transformăm într-un album metodic pentru învățare destinat școlilor din județul Neamț. Un lucru, sigur, dificil, dar nu ne este frică de muncă și avem și oameni competenți și dorință și mai ales copiii care au nevoie de acest lucru și mai ales motivația de a continua ceea ce strămoșii noștri au pus la punct. Acum, pentru că am vrea să punctăm și cu niște puncte foarte muzicale, că până la urmă forța folclorului român nu e doar în plastică, ci este și în muzică și în dans. Avem aici un mare artist din Republica Moldova, colegul cu mine la Liceul de Artă, este vorba de domnul profesor Sidor, care pe mine personal, la ultima manifestare, m-a impresionat, neștiind că un acordeon poate să fie atât de complex ca instrument. Apoi o să-l mai avem aici pe elevul coordonat de doamna Dragomir, da? Care va încheia Andrei Bălan, care va încheia concertul din această seară. Îl invităm pe domnul profesor Sidor. Thank you.
Thank you.
Mă întreb așa, ce s-ar întâmpla dacă scrie
tiri 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 da. Când m-o învăța, mă muca, păi ram tiri 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 ram da 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 da. Când eram pe dosuri șa, ram tiri 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 da. Dar să-mi scrie care zi, zi noi te opri, până s-a rupea cu șontrii, măi ram tiri 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 ram da 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 da. Câte o strână două, până noapte cu rouă, până s-a rupit al pandouă, ram tiri 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 da.
Internațională a femeilor cu care am intrat în contact zilele acestea. Trebuie spus că a avut loc la Consiliul Județean o întrunire foarte importantă. Scopul acestei întruniri a fost să promoveze feminitatea și femeile românce de pe Mapamond, să creeze un fel de arc, un fel de curcubeu care să grupeze toate forțele feminine și nu numai, chiar și cele masculine. Dar trebuie spus că femeile în ziua de azi au puțină mai multă treabă decât bărbații și trebuie să le onorăm, să le onorăm și să le cinstim. Acestea fiind spuse, mulțumim Bibliotecii Chirileanu și această expoziție va fi deschisă până în 20 august 2017. Vă mulțumim pentru prezență.